Cred că după performanța fotbaliștilor noștri la Euro 2024, care a declanșat pentru noi toți și emoție și mândrie națională, trebuie să facem pași concreți ca să asigurăm naționalei o resursă constantă de tineri valoroși. De aceea, aprobăm un memorandum prin care finanțăm de la bugetul de stat academiile de fotbal publice sau private pe baza clasificării făcute de Federația Română de Fotbal. Pentru fiecare leu cheltuit de Federația Română de Fotbal sau cluburi, statul român va aloca de asemenea un leu. Singura condiție este ca destinația exclusivă a finanțării să fie pentru copii și juniori. Cred că acesta este traseul corect. Este un model, de fapt, de succes pus în practică de Gică Hagi și Gică Popescu la Academia de la Constanța. Actuala națională are mulți jucători crescuți acolo. Trebuie să recunoaștem asta și să ne înclinăm în fața lui Hagi și să multiplicăm acest exemplu la nivel național.